Bun găsit astăzi la interviurile telejurnalului. Îl avem ca invitat pe renumitul chirurg basarabean Vlad Brașoveanu, care de mai bine de 30 de ani este stabilit în România, dar care nu uită niciodată de unde a pornit în drumul spre succes. Domnule Brașoveanu, sunteți originar din Bălănești, Nisporeni. Geografic, localitatea este cel mai înalt punct din Republica Moldova, deci ați fost întotdeauna la înălțimi. Domnule Brașoveanu, bine ați revenit în Republica Moldova. Ce emoții vă încearcă de această dată? Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Emoții pozitive. Acum, nu știu ce să zic, am coborât sau am urcat, fiind cel mai înalt loc din Moldova, Piscul Miron, 429 de metri. Probabil că București este mai jos. Deci am coborât, să zicem, de pe Piscul Miron, în țară, în București, de mai bine de 30 de ani. Așa este. Ce emoții vă încearcă de fiecare dată când reveniți? Emoții pozitive. Chiar în drum spre Chișinău am trecut prin localitatea mea dragă. Din păcate e un loc pustiu și e regretabil. Am moștenit o căsuță țărănească de peste 100 de ani în Bălănești. Am renovat-o cu var, cu prispă, cu șindrilă. Cred că este prima casă acoperită cu șindrilă din Basarabia, pentru că nu e o la mod în Basarabia acoperișul cu șindrilă, dar am vrut să aduc un pic mai mult de Românie și aici, deși și aici este România. Foarte frumos! Ați venit și de această dată cu o misiune, una nobilă, de a împărtăși din experiența dumneavoastră medicilor, viitorilor medici din Republica Moldova, dar să ne spuneți dumneavoastră mai multe. Așa este. Înainte de pandemie, anual se țineau niște cursuri pentru chirurgii basarabieni, pentru chirurgii din Moldova, cursuri de perfecționare anual în februarie. Se numeau așa anumitele lecturi de iarnă, promovate de regretatul profesor Vadim Hotineanu. Iată că odată cu terminarea pandemiei sau cu relaxarea măsurilor de pandemie, s-au reluat aceste cursuri și s-a stabilit, profesorul Hotineanu Junior, Adrian Hotineanu, a stabilit că aceste cursuri, aceste lecturi de iarnă, care rămân la fel ca denumire, lecturi de iarnă, să fie mutate toamna, pentru că toamna s-a născut regretatul profesor Vadim Hotineanu. Da, să ne povestiți un pic ce presupun aceste lecturi. Ce presupun aceste lecturi? Anual se organizează diferite pe diferite tematici. De exemplu, anul acesta a coincis cu realizarea unui transplant hepatic de la donator viu, care a fost transmis live la aceste cursuri, evident cu întrebări, cu comentarii și de asemenea noutățile care au apărut în chirurgia hepatobiliopancreatic și transplant. Deci, oarecum o chirurgie de vârf, o chirurgie de excelență, care este nevoie chiar și în unele țări cu posibilități materiale mai mici, cum este Moldova, pentru că este important și în Moldova sunt oameni care au nevoie de aceste proceduri și mă refer aici la transplantul hepatic. Există o listă de așteptare numeroasă, destul de mare și aici și este bine să promovăm donarea de organe și această procedură de transplant hepatic pentru salvarea de vieți omenești. Cu siguranță. Statistica arată, din păcate, că Republica Moldova este pe primul loc la capitolul bolnav de ciroză hepatică în stadiul terminal, dar și la capitolul mortalitate. Deci, cu siguranță, este un subiect important și actual. Avem o istorie de 10 ani în transplantul de organe. Medicii de la Chișinău recunosc că, fără sprijinul și susținerea medicilor din România, nu ar fi reușit atât de multe. Dacă puteți să ne vorbiți despre această colaborare strânsă, la care cu siguranță ați pus și dumneavoastră umărul. Așa este. Această colaborare a fost începută de profesorul meu, profesorul Inel Popescu, cu care a avut o relație de prietenie cu profesorul, regretatul profesor Hotineanu. Și iată că în 2013 a fost realizat primul transplant hepatic. Culmea, am început cu transplantul hepatic de la donator viu, pentru că în perioada aceea nu existau donatori cadaverici în Moldova. Și ulterior, odată cu apariția donatorilor, s-a realizat și primul transplant hepatic de la donator cadaveric. Și
în 2018 a fost realizat și primul transplant hepatic pediatric, de asemenea de la donator viu. Știți foarte bine că ați mediatizat foarte mult acel băiețel de 3 ani care a fost salvat de la mamă, s-a luat un fragment de ficățel de la mamă și a fost transplantat și se află într-o stare biologică foarte, foarte bine și bună și iată că a fost salvat de la această afecțiune hepatică destul de gravă. Cum apreciați dezvoltarea transplantului în Republica Moldova? Dacă credeți că sunt suficiente capacități ca domeniul să se dezvolte la cele mai înalte standarde? Factorul uman există. Este foarte important ca voi, presa, să promovați donarea de organe, pentru că singura soluție pentru a scădea mortalitatea pe lista de așteptare, care spuneam și în România și în Moldova este mare, este donarea de organe. Donarea de organe cadaverice. Evident că unul din pilonii importanți în transplantul hepatic în general este și transplantul hepatic de la donator viu, dar marea majoritate este transplantul hepatic cadaveric. Și referitor la transplantul, programul de transplant este un program viabil. Moldova este pe harta Europei și a lumii cu programul de transplant, un program bun. Sigur că trebuie mărit numărul pentru, după cum spuneam, a micșora mortalitatea pe lista de așteptare și pentru a salva cât mai multe vieți omenești. Da, și medicii din Republica Moldova recunosc că oamenii sunt sceptici, nu prea își dau acordul ca să fie prelevate organele rudelor decedate. Ce ar trebui să facem ca să schimbăm această percepție a oamenilor și să crească rata de donare? De aia vă spuneam că un rol important are presa și, de asemenea, evident, biserica, care trebuie să promoveze donarea de organe, dar eu cred că românii de Basarabia nu sunt sceptici. Eu sunt convins că și în România oamenii sunt deschiși pentru donarea de organe. Nu mai trebuie promovată și explicat pentru ce se face această procedură, pentru a salva vieți omenești, pentru a salva semenilor. În moartea cerebrală, donatorul este mort, creierul este mort, deci e foarte important ca acele organe menținute artificial să fie prelevate și ca să salvăm semenii, ca să salvăm... Principala indicație este boala terminală hepatică, după cum spuneați, și de diferite cauze. Sigur că în Moldova e o pondere foarte importantă și ciroza hepatică toxic-nutrițională, dar există și ciroza hepatică de cauze virale, VHB, VHD, VHC, și iată că în urma acestor boli grave ei ajung în stadiu terminal și singura soluție este transplantul hepatic. De numele dumneavoastră sunt legate mai multe premiere în transplantul hepatic din Republica Moldova. Dacă puteți să ne vorbiți despre o experiență care v-a marcat în mod deosebit. Sunt mai multe. Realizarea primului transplant hepatic de la donator viu a fost o premieră. Realizarea primului transplant hepatic de la donator cadaveric a fost o premieră. Realizarea primului transplant hepatic pediatric a fost o premieră. Sigur că presiunea cea mai mare este când transplantezi un copil, pentru că, evident, copilul are altă stare psihoemoțională și rezultatul trebuie să fie perfect. Altfel, au fost și alte realizări. Îmi amintesc în urmă cu 6, 7, 8 ani, când a fost transplantată o fetiță din Moldova în România și a fost prezentă la deschiderea blocului operator de la Spitalul Republican și ne-am bucurat foarte mult să o vedem că este foarte bine și că a beneficiat de un ficat cadaveric. A avut un mare noroc pentru că donatorii cadaverici pediatri sunt foarte, foarte puțini. Și acea fetiță a avut efectiv noroc că a apărut un donator cadaveric pediatric, a fost transplantată și a fost salvată. Să ne vorbiți și despre activitatea pe care aveți în România. Activitatea de transplant este o mică părticică. Anul acesta am realizat 53 de transplanturi hepatice, dintre care 2 de la donator viu și 51 de la donator cadaveric.
Numai de vreme de săptămâna trecută au fost făcute 4 transplanturi, deci a fost cumva legea serilor, de la donator cadaveric. Cumva am trecut de bariera de 50 de transplanturi hepatice pe an. Evident că până la sfârșitul anului estimăm că vom realiza încă 10-15 transplanturi, pentru că, vă spuneam, pe lista de așteptare sunt peste 450 de primitori care au nevoie de această procedură și cu cât numărul de transplanturi este mai mare, cu atât mortalitatea pe lista de așteptare scade și cu atât salvăm o viață care poate fi integrată în câmpul muncii după aia, pentru că costurile unui bolnav cu ciroză hepatică sunt foarte mari. Chiar dacă această procedură este scumpă, este mai ieftină decât costurile cu acești bolnavi care au nevoie de spitalizări repetate, au nevoie de, fac diferite complicații. Deci costurile unui, întreținere unui bolnav sunt mult mai mari decât costul, sine costul transplantului de ficat. Asta spuneau și autoritățile de la Chișinău, că costurile sunt imense. Cum reușiți să aveți o activitate atât de intensă și productivă? Mai și dormiți? Este obligatoriu și odihna, trebuie combinat și odihna cu sportul, pentru că chirurgia este o specialitate, o meserie fizic destul de grea și este obligatoriu să fii într-o condiție fizică bună și de aceea trebuie combinată odihna cu sportul pentru a reuși să faci această meserie la un nivel înalt. Care este refugiul dumneavoastră atunci când nu mai puteți? Dacă aveți astfel de momente. Refugiu este familia, am doi bebeluși mici și am un băiețel de un an jumate, Sasha Brașoveanu, și un băiețel de 3 săptămâni, Vadim Brașoveanu, unul din refugii, și evident, printre picături e foarte important să fac sport. Ce contează cu adevărat în meseria pe care o aveți? Contează un echilibru între viața de familie și meserie. Și aș mai spune că am și o fetiță de 21 de ani care este studentă la medicină și sigur că e prematur, dar care și-a manifestat dorința de a fi medic de copii, medic pediatru. Evident, s-ar putea să-și schimbe opțiunile, dar este pasiunea ei către medicină, este evident. Dacă vorbim de planuri, ce urmează în viața dumneavoastră? Poate noi colaborări, noi proiecte? Noi colaborări. La anul sunt o serie de congrese. În primul rând, în luna aprilie va fi congresul HBP, deci Asociației Hepatobiliopancreaticis Transplant, unde va fi un congres de bilanț, după care urmează conferința națională în iunie și conferința națională, Congresul Național din Moldova în septembrie. Așa că avem activitate intensă științifică. Iar pe plan educativ, sigur, prezența la congrese, trimiterea tinerilor specialiști în centre consacrate, de exemplu, în transplantul pediatric, Belgia este cea mai avansată și este foarte important ca să fie specializați chirurgii tineri în aceste centre unde se vadă aceste intervenții chirurgicale destul de complicate. Ce mesaj aveți pentru tinerii medici care vor să însușească această meserie de chirurg? Mesajul este să fii încrezători, se poate face performanță și în Moldova, mă refer la chirurgie, la medicină, se poate face performanță și în România și evident foarte important este ca odată cu deschiderea și a Moldovei pe plan internațional să viziteze și alte centre consacrate de unde pot aduce un know-how pentru dezvoltarea medicinii în Moldova. Cu siguranță dumneavoastră sunteți un exemplu elocvent în acest sens. Domnule Brașoveanu, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Vă doresc mult succes în continuare. Și eu mulțumesc. Eu sunt Mihaela Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune, la revedere!